noi anul trecut. Vorbim de Cornișa Grand Festival. Întotdeauna ne uitam, așa, cu jind, la cei care organizează festivaluri, și aici mă refer la municipalitățile mari, că e Clujul cu Antonul, că e Constanța, începe și Iașu să facă câte ceva. Am deschis Cornișa anul trecut, a fost un succes, au fost aproape 100.000 de vizitatori numai la acele spectacole și am zis, ok, hai să ne facem și noi un festival care să confere Cornișii autoritatea care deja și-a câștigat-o, dar nu numai. Pentru că o municipalitate nu trebuie să se gândească doar la niște lucruri sociale, ci trebuie să se gândească și la divertismentul care îl oferă. Noi am pregătit un program absolut interesant. Un program care, punând în balanță, spunem ceva la modul ce doriți, mai facem un festival la Cornișa sau cumpărăm, știu eu, niște videoproiectoare sau mai nou cumpărăm niște defibrilatoare pe care să le punem în stradă. Eu n-am înțeles asta niciodată. Nu știu cine le știe să le folosească, cum să le folosească și cine s-ar duce la defibrilatorul de pe stradă. Vreau să vă spun doar cam cum a fost gândit acest festival. Cu 4 zile, o zi pentru ziua tinerilor, cu, o să vă dau numai numele importante din cei pe care ne-am gândit să-i invităm. Și aici vorbeam de Gașca Zurli, de Five Gang, de Iulia Beregoi. Era ziua a doua, ziua de rock, cu Bucovina, cu Cargo, cu Iris. Era ziua de argint, ziua a treia, așa i-am spus noi, pe lângă Andreea Bănică și cine mai era, vorbeam de Carla Slims și Bad Boys Blue. Și ziua de aur, în care erau, ar fi trebuit să vină la Botoșani, Lupi, Liviu Teodorescu, Alina Eremia, Delia Show și Modern Talking. Bine, nu o să renunțăm la idee, pentru că cred că Botoșaniu și Botoșanii merită un festival de genul ăsta. Ideea este să-l continuăm ala lung în timp, pentru că aducând făcând acest festival, sigur, foarte multă lume, nu numai botoșani, vor auzi de botoșani. Încercăm să facem toate aceste lucruri din sponsorism. Pentru că ceea ce însemna partea de finanțare locală a fost tăiată și știți foarte bine lucrul ăsta. Asta nu înseamnă că nu o să facem, spre exemplu, zilele orașului. Zilele orașului, anul ăsta pică. Când pică bine, nu mai suntem în post, au trecut și Paștele și o să facem zilele orașului. Bineînțeles, un eveniment de avergură mai mică, un eveniment care deja e clasic pentru noi, tot în centrul vechi, pe același format și o serie de invitați pe care o să vi comunicăm în timp.